Hristos a înviat. Dragi iubitori ai muzicii, bine ați venit în catedrala noastră, Sfânta Fecioară Maria Regină, de aici, din Iași. De milenii, muzica îl însoțește pe om. Muzica este unul dintre cele mai minunate daruri pe care ni le-a făcut Dumnezeu. S-a spus că muzica îl face pe om contemporan cu eternitatea, că e o broderie pe pânza bucuriei, o compensație, poate, a raiului pierdut prin păcat, că poate face chiar și dintr-un suflet răvășit o catedrală. De ce? Pentru că muzica este o rugăciune. Corul de tineri Juvenes Ecclesiae, format și dirijat de domnul Maximilian Husaru, va susține în prima audiție și integral în Iași, dar și în România, în această seară, lucrarea Misa in Jazz. Cine este autorul acestei lucrări? Peter Schindler s-a născut în Altensteig, Germania, în 1960. A absolvit, printre altele, Universitatea de Muzică din Stuttgart, specializarea jazz și muzică pop. Este compozitor, pianist și organist, scriind muzică pentru balet și teatru, film, aranjamente instrumentale și corale, precum și lucrări de muzică sacră. Este pasionat în compozițiile sale de lumea copilăriei și a tinereții. A fondat quintetele Salta Cello și Pipes and Phones, în care este și membru, în calitate de pianist și organist. Misa in Jazz a fost compusă în anul 2001 și se bazează pe cele 5 texte ale liturgiei catolice: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus și Agnus Dei, păstrate în limba latină. Compoziția cuprinde elemente specifice muzicii jazz, bazate pe improvizație și ritm. Cine va interpreta această lucrare? Juvenes Ecclesiae este corul de tineri al catedralei noastre din Iași. E format din tineri iubitori ai muzicii, care oferă cu bucurie din timpul lor pentru a pregăti celebrările sacre. În fiecare duminică, la ora 16, animă Sfânta Liturghie, facilitând prin cântul lor înălțarea minții către Dumnezeu. Și aici vreau să fac o mărturisire personală, că în fiecare duminică, la această liturghie a tinerilor, și cred că toți cei care participă la liturghia tinerilor mă aprobă, trăiesc o atmosferă de concert, prin măestria cu care Juvenes Ecclesiae interpretează piesele muzicale, sub bagheta dirijorului Maximilian Husaru. Pentru acest lucru aș vrea să-i aplaudăm acum. După o lungă perioadă de pregătire, de trudă, de cucerire a fiecărei note muzicale prezentă în partitura acestei mise, tinerii interpreți vor înălța în această seară tribut divinității, invitându-ne și pe noi la o nobilă adorație. Cu permisiunea dumneavoastră, cei peste 30 de tineri cântăreți din această seară vor contopi muzica contemporană cu textele creștine de peste 2000 de ani. La orgă, Paul Pintilie, percuție Teodor Popescu, saxofon Răzvan Trifan, soliște Caterina Blaj, Maria Miller, Marian Blaj, dirijor Maximilian Husaru. Pentru dumneavoastră, Juvenes Ecclesiae, să-i ascultăm!
Thank you.
Thank you.
Din dorința de a ajunge la un auditoriu care nu este familiarizat cu textul liturgiei latine tradiționale, mărturisește însuși autorul Peter Schindler, am compus misa în jazz. E vorba de o interpretare a liturgiei catolice într-un limbaj de tonuri moderne. Am remarcat deja și vom remarca în continuare pe parcursul concertului diversitatea pe care Peter Schindler o introduce în compoziție. Muzicianul german în acest colaj muzical bogat pune alături cântecul gregorian, baroc și romantic. Se creează astfel o forță și o tensiune care comunică speranța și bucuria interioară a rugăciunilor și a imnurilor. Contrastele caracterizează misa lui Peter Schindler, care în conformitate cu cele mai vechi tradiții se bazează integral pe textul latin al liturgiei catolice, dar pe care le prezintă într-un limbaj muzical contemporan. Astfel, lumina stă lângă întuneric, registrul piano lângă un forte mișcător, pasaje meditative lângă o cântare explozivă, euforică. Există un echilibru ideal între corul pe patru voci și trioul instrumental, saxofon, pian și percuție. Sunt îmbinate ecouri istorice cu ritmurile și tonurile din jazzul contemporan. Rezultatul este o succesiune de mișcări extrem de imaginative, care însă nu neagă originea. Da, se câștigă un impuls prin instrumentele de jazz, saxofon, percuție și orgă. Pentru dumneavoastră, în continuare, misa in jazz, corul Juvenes Ecclesiae.
Jesus Christus, fili unde, fili unde, 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 unde,
Thank you.
Benedictus,
Thank you.
Felicitări artiștilor care în seara aceasta ne-au oferit acest spectacol. Vreau doar să vă amintesc că aici în catedrală astăzi au fost celebrate 5 liturghii, dar în seara aceasta a mai fost o misă, misa in jazz. Felicitări! Ați observat că au cântat mult în seara aceasta. Tot caietul a fost doar misa in jazz, n-au mai avut alte partituri. Aș vrea să-l întreb pe dirijorul corului, domnul Maximilian, cam cât a durat pregătirea acestui caiet, acestei cărți, acestei mise, pentru a ajunge la starea în care s-a cântat foarte frumos în această seară. Hristos a înviat. E greu să vorbești la sfârșit. Mai. Da, 9 luni de zile, 2 repetiții sau 3 sau 4 pe săptămână, notă cu notă, și dacă ar fi să mulțumesc, este lor pentru răbdare. Ei nu sunt profesioniști, nu știu note, iar această carte pe care special am luat-o în mână, am învățat-o în tot timpul ăsta și le mulțumesc. Sperăm că am pus amprenta puțin în sufletul dumneavoastră. Mulțumesc! Pentru dumneavoastră, în special în această seară, au fost la orgă Paul Pintilie, la percuție Teodor Popescu, saxofon Răzvan Trifan, soliști... soliște Catalina Blaj, Maria Miller și Marian Blaj. Dirijor Maximilian Husaru. Și bineînțeles, corul Juvenes Ecclesiae.